Bună ziua! Astăzi vom lucra un model foarte simplu. Un raport are un ochi, de aceea montați câte ochiuri aveți nevoie. Eu am montat 12. Și începem. Primul rând, un ochi de margine, un ochi cu două jeteuri. Rotim de două ori și scoatem. Firul este un bac. Andreile 3,5 cu două jeteuri. Acesta este primul rând. Continuăm tot rândul. Ultimul ochi pe dos. Rândul 2. Pe dosul lucrului. Toate ochiurile pe dos. Și obținem un ochi mai mare. Așa și trebuie să fie. Toate ochiurile pe dos. Acesta este efectul. Rândul 3. Mergem cu Andreaua după ochi. Introducem Andreaua aici. Luăm jeteu pe sub fir. Nu cum luăm de obicei așa, dar pe sub fir. Și am scos un ochi. Jeteu, apoi introducem Andreaua în ochi și lucrăm un ochi pe față și scoatem de pe Andreea. Repetăm. După fir, jeteu luăm, încă și ochiul lucrăm. Și repetăm. Și continuăm tot rândul. Și ultimul ochi pe dos. Iată ce am obținut. Acum rândul 4 pe dosul lucrului. Aceste trei ochiuri le lucrăm împreună. Trei ochiuri, toate le lucrăm împreună. Și ultimul ochi pe dos, cel de margine. Acesta este un raport. Mai departe, repetăm de la rândul 1. Haideți să vă arăt rezultatul meu.
Aici am lucrat cu andrele mai mici și iată ce am obținut. Modelul este foarte potrivit pentru o tunică de plajă, chiar și pentru o bluză aerată de vară. Îmi place foarte mult cum se așează. Dar aici am făcut cu andrele mai mari. Am utilizat și altă margine pentru că nu am vrut să mi se răsucească marginea. Aici vedeți că deja începe să se răsucească. Și vreau și părerea voastră. Ce variantă vă place mai mult? 1 sau 2 cu andrele mai mici? Mie îmi place varianta 1 și cu... Cred că trebuia cu marginea cealaltă să fie în față, cu butoanele astea în față. Îmi place foarte mult. Sper că veți lucra și voi. Firul este bumbac. L-am primit de la Georgeta, doamna Georgeta. Și îi mulțumesc foarte mult. Este un fir moale. Și cred eu că la acest model merge, se potrivește de minune. Și îmi place și pe ambele părți. Priviți cât de frumos este. Aștept părerile voastre și dacă încercați, vă rog să-mi dați de știre, puteți posta în grupul meu Knitting is my hobby. V-am pupat, la revedere!